nu vorbesc despre naționalism, dar vorbesc despre românism. Și dați-mi voie să vă spun că românismul se practică cu românii. Rămân însă în silențiu stampa, cum se zice, n-am voie să vă spun absolut nimic. În schimb, au voie să o facă invitații noștri, iar în seara asta o să o facă din plin domnul general Chelaru, celebrul domn general Chelaru. Bună seara, bine ați revenit. Un mare român, un patriot, cum se spune, la propriu și la figurat, domnul Mircea Chelaru, a condus armata română și poate că o să mai conducă atunci când va veni poporul la putere. Domnule general, ce ar trebui să știe românii pentru început de la dumneavoastră? Ceea ce își doresc. De regulă fiecare își solicită dorințele în funcție de proiecția fiecăruia în parte. Dar eu am venit ca invitat la dumneavoastră, vă mulțumesc pentru această reluare de colaborare. Îmi rezerv dreptul de a emite eu, într-un fel sau altul, cu acordul domniei voastre, o anume temă în urma căruia sper să extragem măcar o soluție. Ce părere aveți dacă ne-am încadrat pe tematica modelului sau a modului cum trebuie să recuperăm România pentru români? Da, sunt foarte de acord. Sună foarte bine. Nu credeți că România, românii să-și recupereze că și România țara nu mai este a românilor? Și că avem nevoie de o regândire, o reprocesualizare a modelului nostru de viață? Haideți să vă fac o confesiune, domnule. Am o mare restriște sufletească și un reproș pe care îl voi lua cu mine mormânt, pentru că nu cred că în etapa următoare să reușim, spunem noi, partida pro-românească, partida națională, dacă vreți să punem așa. Oamenii care vor bine la acestei țări, fiindcă s-a dovedit că sunt și unii care vor rău la acestei țări. Cel puțin să știți că unii produc rău plecând la intenții bune. Asta e nenorocire. Dar revenind, plec cu această amărăciune că nu pot lăsa copiilor mei cea mai de preț avere. Noi, generația care am ieșit în decor sau am fost aruncați în decorul vieții publice, nu putem să lăsăm copiilor noștri drept moștenire o țară. Asta este marea durere. Prea puțin se mai vorbește despre țară. A vorbi despre patrie la ora actuală este un delict. Nu vi se pare că orice formă de a-ți exprima opiniile care să protejeze comunitatea, obștea, țara, sunt imediat taxate ca fiind naționaliste, ca fiind extremiste, neconforme cu rigorile democrațiilor venite de paiurea. Adică tot ceea ce convine altora este folositor. Lor se poate exprima în sistem sorosist. Dacă cumva le lezează afacerile și mânăriile, imediat te pun la index. Și spuneți-mi și mie, domnul Deaconescu, eu vă întreb pe dumneavoastră și v-am luat țintă fixă pentru că m-ați invitat în emisiune și trebuie să vă acord atenția cuvenită. Da, m-au luat și alții țintă fixă, din păcate. Pe tărâmul țintelor respective nu intru, e un domeniu lunecos și chiar că nu vreau să mă implic în așa ceva. Însă vă propun, pentru că am avut suficient timp să reflectez din momentul în care am primit telefonul de invitație din partea doamnei Stella, vă propun să facem la început un mic retro. Haideți să vedem de ce am ajuns aici. Am văzut pe toate canalele de televiziune cum se încriminează reciproc unii pe alții. Întotdeauna vinovăția este în afara lor. Ei bine, nu-mi place să încarc găleata cu foarte multe cuvinte. Încerc să concluzionez, să vin cu direct cu concluzia pe care să o diluăm ulterior. S-a plecat greșit din start. Noi în 1989 am înlăturat un regim dictatorial care avea în spate o marotă, ceaușismul.
Dar să știți o chestiune. Ceaușescu n-a fost dictator de unul singur, domnule. Dictaturile nu se creează așa peste noapte. Ele sunt instrumentate sistemic și în spatele lor, în spatele lui Ceaușescu și în spatele Lenuței, care au un monument de prostie, au crescut toți lichenii, toate ciupercile otrăvitoare, toate funingile și pecingile care așteptau libertățile de manifestare a ceea ce au produs ei în toată acea perioadă. Știți ce spunea Lenin în caietele sale filozofice? Ferească-ne de burghezia proletară. Cunoașteți sintagma, da? Da, da, da. Domnule, era bine să fi avut o burghezie. Nu, noi am avut la bun început o ciocoime. Pe apucate. Care pe care? În 1989 am schimbat, nu, am destructurat un sistem, am pus la loc numai cărămizi pe apucate și am ratat ceea ce era cel mai important. Am ratat esența revoluției morale. Rămân un adept al conservatorismului. A fi conservator nu înseamnă neapărat a respinge modernul. Respingi modernismele. Respingi modernitățile. Dar nu modernitatea. Însă când spun că am rămas un element strict conservator, să știți că mă refer la acele elemente ce pot fi conservate. Știți ce poate fi conservat? Ceea ce este sănătos, ceea ce are substanță. Ați putea conserva puf de păpădie? Mai imaginați-vă la această metaforă. Nu se poate. Deci găsim în partea și în, dacă vreți, în moștenirea acestui neam, elemente conservate pe care unii le numesc tradiție, alții le spun valori, indiferent din ce perspectivă, mă întorc la reperele fundamentale acestui popor. Bunătatea, credința, virtuțile sale, cum se cădenia, această bună cuvință la care mă refeream înainte, este floare rară acum. Și de ce? Pentru că în loc să se producă partide politice care să-și asume, și vă rog să rețineți, să-și asume prin doctrinele lor întreaga aspirație a unei națiuni, partidele au devenit cluburi de gang, un fel de, haideți să spunem, la început gășculițe, iar acum s-au înmulțit și au devenit haite. Au făcut totul ca o mare afacere. Ca pe o mare apropo de haite, dumneavoastră cunoașteți codul de bare pentru recunoașterea în haite? Nu. Vă spun eu, duhoarea. Duhoarea existenței lor. Cum te simte că ai alt miros? Te devorează, te spulberă. Nu intri în codul de bare stabilit, nu răspunzi la comenzile, ești imediat expulzat. Asta este legea haite, nu a turmei. Haite are reguli severe. Vă întrebați și v-am văzut mai de unăzi încercând să explicați de ce ați făcut Partidul Poporului. Nu știu dacă l-ați făcut, l-ați anunțat doar. Da, l-am... E un proces greu. Da. Să dea Dumnezeu să reușiți. Da. Îmi permit o paranteză frățească. Ați luat un pedigree extraordinar de pretențios. De la cunoașteți? Mareșalul Averescu, nu? 1921, da. Mareșalul Averescu a înființat Partidul Poporului tocmai pentru că în perioada imediat postbelică ieșiseră vermunculii, îmbogățiții de după război, se lansaseră tot felul de acțiuni speculative pe seama celor care nu puteau să intre în posesia pământului ca urmare a împroprietăririlor din 1921. Ceea ce se petrecea să. Este ciclic, boală care revine în societatea românească. Eu am făcut un studiu pe 200 de ani și am rămas perplex văzând că discursurile, trimiterile la același tip de boală publică, la același tip de boală socială,
la același tip de politician veros sunt identice. Luați-l pe Barbu Catargiu. Uitați-vă la ce spune Cogălnicianu, la ce scrie Eminescu în Timpul. Uitați-vă la ce spune Mircea Eliade în perioada sa 29 până în 36, când și-a luat lumea în cap. La cum se manifestă față de clasa politică Iorga, cu toate că acesta a fost în interiorul ei. Domnul Deaconescu, singura perioadă de tăcere asupra politicului a fost cea bolșevică până la sfârșitul lui Ceaușescu, pentru că a fost un alt sistem. Dar dați-mi voie să fac o comparație și să vă spun că încep să înțeleg de ce s-a produs așa ceva. Îl înțeleg acum pe Carol de ce a desfințat partidele politice. Se săturase de panoramele care erau în perioada interbelică. Iată de unii au dus acele mâncătorii eterne la acea zavistie politică păguboasă, criminală, în 40, la pierderea teritorială a teritoriilor României și în Răsărit și în Apus. La scăderea vânei naționale. Au irosit și au prăpădit energiile națiunii, dar trebuie să cedăm peste o treime din teritoriul și populația României. Consecințe pe care le vedem și astăzi. Dacă toți sunteți partid al poporului sau vreți să deveniți partidul poporului, trebuie să vă întoarceți în primul rând la defectele acestui popor. Unde au produs efecte și cine? Pe de o parte, pentru a le repara, pe de altă parte, pentru a evita reproducerea lor. O a doua idee. Actualmente, departe de mine gândul de a nu profesa cu sinceritate principiile unei democrații reale. Una este democrația declamativă, cea care este înscrisă în documente și cea care practic sau cea care se practică. La ora actuală suntem în fața unei axiome emise de Toma D'Anchino, studiind politicile aristotelice, în care citează din Ecleziast. Și nenorocire va fi pe acel popor când la guvernare vor fi venit netrebnici. Și explică care sunt riscurile democrației. Regalitatea trece prin tiranie și se duce în despotism. Aristocrația se prăbușește în oligarhie, iar democrația prost procesată se prăbușește în anarhie. Prima regulă a democrației este respectul față de lege. Spuneți-mi și mie, simțiți cumva că funcționează legea de iure ereditare sau legea naturală sau legea în numele dreptății? E clar că românii nu mai au încredere în instanță, în justiție, domnul general, dar asta nu din cauza românilor. E, în primul rând, vina procurorilor, judecătorilor, dar care ei sunt 20 de ani și au dar ei nu sunt tot români? E adevărat că nu, sunt nu, români. Domnul, aici asta am mă întrebam în și eu. Sfârșit, în sfârșit v-am scos... Mă întrebam și eu dacă ei au părinți sau au rude. Sau... V-am scos puțin din acest silențiu stampa și vă invit să nu mă lăsați să fac un monolog pentru a putea da. Din aproape în aproape și, să, cre... nu, să ajungem la cauze. Sigur, și vă spun eu de ce. Din când în când și mesajele telesatorilor care vă întreabă lucruri extraordinar de concrete. Zice ceva, domnule general Chelaru, credeți că se mai poate recupera ceva? La câtă mafie este la noi? Ar trebui legiuni romane nu. Să vină să facă ordine? Domnule, eu sunt un optimist, sunt un optimist 20 de ani. Incurabil. Nu numai că se poate. Domnul Deaconescu, de 7 ani lucrez la nou model constituțional. Am studiat 9 tipologii de organizări statale din perioada romană până la modelul elvețian și cel chinez al cantoanelor. Toată problema de la 1832-34 încoace în România la regulamente organice se desfășoară sub aceleași formule.
în România s-au schimbat, dar numele instituțiilor, nici pe departe modul de funcționare acestora. La ora actuală, structura statală este atât de viciată, atât de dizarmonică, încât cu asemenea organizare nu se mai poate. Să știți că președintele Băsescu și cei care afirmă că e nevoie de o reorganizare statală, mai nu l-am văzut pe domnul Ponta că a luat această sintagmă, este o realitate, este o necesitate. Problema este cum și în folosul cui. Cum și în folosul cui știm. De la această teorie a lui Montesquieu, 1732-1734, în Du Lepris de Loi, avea un capitol, 19, separarea puterilor în stat. La noi se vorbește nu de separarea puterilor în stat, asta este, dacă cum spun politicienii, separația puterilor în stat. Fiecare cu mama lui. De la separarea puterilor în România s-a ajuns la risipirea puterii națiunii. Atât de divergente, atât de colizionante, atât de lipsite de busolă comună, pentru că nu mai există ideal național. Ați auzit pe careva asumându-și idealul național, idealul reîntregirii națiunii? I-ați auzit pe unii făcându-și drept ideal național ocuparea locului 1 într-un anumit domeniu în această lume? Nu. Îi interesează cum să supraviețuiască în jilțurile puterii pe nemerit ocupate. O să spună, stai puțin când mă legitimează votul din spate. Care vot? Votul manipulat? Votul corupt? Votul bazat pe o lege care a facilitat, ia-ți colegiu, dăm colegiu, facem frățietate între noi? Oameni care s-au clasat pe locul 3 în colegiul lor au intrat în parlament. Nu, pe locul 4. Pe locul 4. Și pentru că avea două dosare care puteau să șantajeze, a fost propulsat direct în Camera Deputaților. Cunoaștem cazurile. Bine, și cetățenii români, o parte din ei, care s-au lăsat cumpărați cu o găleată, cu un kilogram de mălai, cu o pereche de cizme. Nu cred în asta, nu. Cred în schimb în altceva. Cred în slaba cultură democratică a acestui popor. Nu a fost când. Pentru că veni vorba din culise. Brucan spusese și tot îl pomânesc pe Brucan, că ne trebuie 20 de ani pentru a învăța ce e democrația. Este o regulă statistică socială. 20 de ani este cifra în care se poate face saltul de la o generație educațională la alta. Ei, în 20 de ani pe care am petrecut împreună, vreau să vă spun că am ratat această reeducare a noii generații venite și de implementare a unei culturi, a unei civilizații, a dreptului de a fi ascultat și a răbdării de a asculta. La noi există exclusivismul, exclusivism politic, exclusivismul dialog. Dacă nu spui cum îți spun eu, dacă ai altă opinie decât am eu, nu numai că te combat, te transform în amicul meu nemijlocit. Ești un amic public și dacă am și instrumentele puterii, te ucid civic sau civil, cum îi spuneți dumneavoastră. Mă întreabă o doamnă Steluța din Reșița, unde a fost domnul Chelaru până acum? Chiar i-am dus dorul. Felicitări pentru domnia sa. Vă spun, sincer, am mai fost invitat la unele televiziuni, dintre cele care își pot permite să mai spună câte ceva, dar mi-am interzis să apar, m-am extras voluntar, domnul Deaconescu, pentru că nu doresc să fiu sub nicio formă, dacă vreți, asociat cu oricare din fizionomiile și figurile care apar pe aceste ecrane. De la cei care încep să acuze că există privilegiați care au pensii nesimțite, de la cei care produc, divide et impera, și spunea Toma D'Anchino, tiranul în primul rând începe a-și produce propriul stres temându-se de propria uzurpare. Și atunci bagă zâzanie în toate inelele puterii și între categorii sociale. Dați-mi și mie acum
o grupare socioprofesională care nu-i pornită împotriva celelalte. Au fost toate întâlnite. Noi nu mai avem timp de ținta principală, cum să recuperăm România pentru români. Pentru că am învățat să ne urâm atât de mult între noi, încât nu mai avem timp să ne împăcăm. Această strategie, nu știu dacă a fost conștientă sau instinctual pusă în aplicare. Cert este că există o ruptură uriașă între gâtul, dacă vreți, gât și cap. Spun numai gâtul pentru că România nu are cap la ora actuală în conducere. Acest gât diform și restul corpului social. Nu e un divorț. Divorț înseamnă două părți. Este o ruptură totală. Sunt două lumi diferite. Noroc că România reală își vede de treaba ei și își caută soluțiile de supraviețuire. Scriam undeva într-o revistă, nu vreau să fac propagandă, aici nu dau numele, că am ajuns fiecare în felul nostru să fim la periferia propriei noastre existențe. Știți că înainte Mahalaua era la periferie. Dincolo de Mahala a apărut luxul. Îi scoatem din bârloc și pe cei care trăiesc în Mahalale. Mahalaua s-a mutat în centru. România e o Mahala. Însă și ea, prin modul de a se purta, a devenit o Mahala. Dar nu cu noblețea cântecului Mahala, ci cu badșocora acelui certuri interminabile, neterminabile și nedefinite. Fără să fac o trimitere expresă, atenție, de la etnie la mod de viață. 200 de ani prin toleranță, prin politici cunoscute. România nu a reușit să românizeze țiganii. Vreau să vă spun că în 20 de ani s-a reușit țiganizarea României. Nu în sensul a comportamentului suburban, a comportamentului de periferie și de mahala. Când spun treaba aceasta, o fac din perspectiva, și nu fac trimitere la etnie, o fac din perspectiva sensului comun al termenului. A sensului comun. Vreau să vă spun că există și am cunoștință, domnul Deaconescu, comunități țigănești care se comportă mult mai loial, mai nobil și mai curat decât da, ceea ce vedem. Trec cu plăcere prin Buzescu, dincolo de Nanov. Și mă opresc și mă uit cu plăcere și îi salut. Mă întâlnesc cu oameni din Edii și cu Bulibașa din Roșiori. Cu toată dragostea. Oameni care au, domnule, știi ce au? Vă spun eu. Au caracter. Ai de unde să-l apuci. Ne lipsesc, și aici am vrut să ajung, ne lipsesc oamenii de tenacitate, oamenii de caracter. Știți din ce se compune cuvântul caracter, din cele trei morteme? Ca, care înseamnă deitate, ra, care înseamnă ordinea supremă, și ter, pământesc. Cum se comportă în modelul de viețuire dumnezeiesc? Unde e caracterul celor care ne caracterizează zilnic că suntem nesimțiți, că suntem un fel de melasă. Lasă-i că până la urmă le dăm noi legi, se supun. Ce te faci când legile sunt rele? Actul de justiție nu înseamnă dreptate socială. Justițiabilul, atenție, nu, justițiarul, este obligat să te introducă în interiorul literii legii. Dar dacă legea e strâmbă, nu face o nedreptate? V-ați întrebat de asta? Cum să nu? Da. Cine produce legea asta? Ați puțin că acum venim. Cine produce legea? Care... Dar cine sunt parlamentarii? Reprezintă niște ei... Niște oameni pe care trăsătorii nici nu-i cunosc. Reprezintă ei cu adevărat voința comunităților? Sunt ei legitim aleși? Au valoarea caracterială să-și asume mandatul și să transfere către lege dorința, intenția și trendul, așteptarea unui popor? Nu. Da, de unde? Pentru că sistemul e prost. De aceea apar și disfuncțiile economice, și corupția în administrație, și alterarea socială a relațiilor între instituții și individ, și disprețul față de virtute și morală. Dacă la 16 ani îi spune
dau un exemplu mai prozaic, că este virgină. Toată clasa râde de ea. Proastă. Acolo s-a ajuns. La această decădere, în intimitatea celulei sociale, în intimitatea familiei, căruia îi frică să se mai producă. Pentru că familia este destrămată de nevoi, de neavere, de spaimele zilei de mâine la muncă, de plecările în masă afară. Am ajuns să fim cei mai mari migratori a Europei. 4,5 milioane de români care au migrat. Este cea mai mare cucerire pe care au făcut-o românii vreodată. Le-au ocupat curțile spaniolilor. Stau în bucătăriile nemților. Slujesc la magazinele și bistrourile și puburile irlandeze sau franțuzești. Au cucerit Italia. Vedeți, dumneavoastră, o spun cu jenă. O spun cu foarte mare jenă. Dar ca român sunt obligat să mă substitui fiecărei din aceste existențe, să mă pun în locul lor și să mă întreb, credeți că ei sunt fericiți că sunt acolo? Dacă ar fi avut ce le trebuie în țară? Toți ar vrea să se întoarcă acasă, mă spun. Dar haideți să vedem la ce? Ce se vadă? Cum haitele se ceartă între ele, cum emit duhori politice, cum își împart țara pe clanuri, pe căprării. În anii 30-34 erau gangurile americane. Nu te poți atinge de un domeniu sau altul. Totul e pus la cheie. Trebuie să ai ori noroc, ori să cotizezi serios pentru a pătrunde acolo. Deci asta e o radiografie. Ceea ce vorbim noi acum este pe buzele tuturor. Nu spunem nimic nou. Poate cu alte cuvinte. Poate într-o manieră mai sistematizată, pentru că le luăm pe domenii și ne ducem puțin în cauză. Domnul Deaconescu, cert este că actuala clasă politică, indiferent pe ce perioadă a guvernat, a demonstrat că nu poate produce administrație competitivă. Administrațiile nu aparțin politicului. Asta nu s-a înțeles în România. Și dacă veți putea vreodată să reușiți să introduceți o lege, despărțiți politicul de administrație. Administratorul trebuie să fie un om priceput, un tehnocrat, un maestru al conducerii socialului sau a domeniului respectiv. Politicienii trebuie să creeze doar viziunea, trebuie să creeze trendul, mersul și să dea legile care să permită a acelei de administrație să funcționeze. Nu. Cum ai pus mâna pe putere? Că e doctor chirurg de excepție, băi, până și acolo s-ar putea ajunge. Dă-l deoparte că nu-i de la noi, lasă că îl operează la care n-are decât 3 clase. Cam așa s-a ajuns. Fiecare în domeniul său de activitate trebuie să fie un ilustru chirurg, a cărui bistruiu trebuie să producă tăietura cea mai fină sau cea mai exactă. Dumneavoastră în televiziune, dacă n-ați un chirurg, un om de acuratețe, că asta înseamnă chirurgie, ați putea produce valoare adăugată prin competiție la ceea ce sunteți? Nu. Puneți-mă pe mine și vă fac praf în câteva zile. Pentru că sunt prietenul ăsta. Și nu știu. Nu că aș vrea să o fac praf. Nu mă pricep la televiziune. Sau viceversa. Să vă pun pe dumneavoastră să conduceți sisteme și grupuri sociale legate de securitate, de economii de securitate, de organizări publice. Poate v-ați da cu părerea, dar nu aveți mecanismele, nu aveți performanțele în interiorul ei. De aceea trebuie omul potrivit la locul potrivit. Să știți că numai ăsta sfințește locul. Asta e cert. Omul nepotrivit la un loc la fel de nepotrivit, amarnic îl spurcă. Iar vreau să spuneți că în clipa asta România e condusă de oameni nepotriviți, aflați în locuri nepotrivite, la timpul nepotrivit. Mă refer la structurile, în general, la structurile administrației de stat. Tot ce înseamnă administrație de stat, centrală sau locală. Pentru că, haideți să vă dau un exemplu. Chiar îmi interzisesem să mă duc în acest domeniu, dar am fost în țară. Și eu merg prin țară foarte mult. Acum vin de la Curtea de Argeș și am fost la Sibiu, unde am făcut cele cuvenite mamei mele de 40 de zile.
văd numai departe de mine un întreprinzător, un dezvoltator. Domnul Deaconescu, acum chipul e în criză, construiește în draci pe banii lui. Și a spus, nu vreau să mă las supus acestor reguli și acestor derbedei care au furat. A cerut să facă pasajul dintre București și Domnești peste calea ferată. Și a spus, eu vi-l fac la jumătate de preț. Introduce în investiții și la cât aveți dumneavoastră de vizile, o fac la jumătate de preț. Numai începeți finanțarea. Nu i s-a permis. Acest domn Gabi Lupulescu a spus, niște derbedei care au furat tot. Nici măcar jumătate de preț nu mai pot să plătească. Ei, dar țara trăiește prin oameni crește. Și sunt mulți. România profundă, România revoltată, România întoarsă cu spatele la politic, România cu fața la realitatea existenței, la realitatea existenței urmașilor, refuză această lume a îmbuibaților și își vede de treabă. Știți care e culmea? Au nesimțirea nici măcar să nu le lase în pace să facă treaba. Da, de regulă... Dom'le, uneori cel mai bun lucru, ci că dăm voie să te ajut. Dom'le, cel mai bun ajutor este să nu mă încurci. Da, să mă lași în pace, da. Cam așa ceva e acum. Cum merge o afacere ca lumea? Apar toate ligioanele, toate, cum să spun eu, toți perișorii sugători ai statului să înceapă să-l stoarcă. Și îl seacă, îl vlăguiește de energie și moare. Nici măcar amprenta nu-i rămâne. Da, te mai întrebi? Îmi spunea acum domnul Naghiu, 107 de președintele patronatului român. Domnul general, cum nu e criză? Nu e criză, domnul Naghiu. Sunt doar crizați. Nu, domnule. Acești crizați au produs nenorocirea. 170.000 de firme dintre cele mici și mijlocii au dispărut din patronatul meu. Da? Cum puteți să spuneți dumneavoastră că nu e criză? Și atunci am tăcut, am făcut și eu cu mic. Și de ce? În fața argumentului trebuie să ai bunul simț, să recunoști și să găsești soluția reală. Nu. În fața argumentelor, îți închid gura și impun soluțiile benefice. Ce importanță are că 25% dintr-o leafă de 10 milioane înseamnă 2 milioane și jumătate, cu care omul își plătea toate dările? Lasă-i! Nici măcar nu au avut bunul simț pentru pensionari, pentru cei care vin, să le asigure. Să le asigure garanția proprietății lor. Deci, arbitrariu, iată a doua concluzie. În loc să se aplice rigoarea, regula și legea, sau legea aplicată cu rigoare prin norme reglementate, se aplică corespunzător bunului plac și a modului arbitrar de intervenție în instituții. Nu numai acum. Deci eu când vorbesc, domnul Deaconescu, să fie clar, și dumneavoastră, stimați telespectatori, nu fac referire numai la administrația prezentă. Aduceți-vă aminte și faceți recurs la memorie, chiar dacă memoria e de genul feminin și înșeală, uită, că și în perioada Năstase ne plângeam de aceleași lucruri. V-a închis postul de televiziune. Da, exact. Erați o mitralieră dintr-o cazemată care trăgea precum machine gun-ul, Maschinengewehr-ul german. Cum spuneați mai devreme, nu există regim care să nu ne încurce puțin. Băi, vedeți? Da, haideți să ne întoarcem la CDR. Că eram în colaps. Îi beșteram peste tot. Dar vreți să vă spun ceva? Ăia n-au știut, dom'le. Într-adevăr, erau totalmente neștiuitori. Dar aveau oarece onestitate în modul de a se comporta, pentru că erau vulturii preșuv de la PNCCD, de la PNL-ul vechi, de la PSD. Erau oamenii care chiar mai păstrau un dram de morală interioară, dar n-au știut, știți de ce? Pentru că ei s-au pus deasupra ca o peliculă diriguitoare pe același organism controlat. Vreau să vă spun, așa cum am afirmat-o la Chișinău, că Uniunea Sovietică n-a murit, domnul Deaconescu, Republica Socialistă România n-a murit. Toate formele absconse, sistemul de relații, vicisitudinile comportamentale,
RRR, da? Sau pe pile, relații și legături. Da. Și cunoștințe, pardon, pe ce? Pile, pile, cunoștințe și relații. Nu au dispărut. Pentru că modelul nostru de comportament public este următorul. Te las în pace, dar să-mi pice și mie. Iată de ce e nevoie de o trezire. O trezire la un alt mod de a trăi propria viață. Noi nu ne trăim viața, domnul Diaconescu. Noi o viețuim. Una e să fii viețuitor și alta e să fii trăitor. Trăitorul are conștiința existenței sale. Își pune în față idealurile, își pune în față așteptările, se sacrifică pentru ceva. Apropo, dumneavoastră, pentru ce vreți să vă sacrificați? Păi vreau să fac o viață mai bună românilor, fiindcă mi-am dat seama... Toți au spus același lucru, nu, domnule Diaconescu. Toți au spus același lucru. Intențiile bune sunt nobile. Atenție, sunt nobile. Dar nu înnobilează pe om. Intențiile bune sunt superbe, dar nu schimbă istoria. Singurul lucru care schimbă istoria e fapta. Fie și rea. Gingis Han a rămas în istorie prin sacrificarea a 30.000 de femei în 6 ore pentru că una a înghițit un diamant. Dacă vă întoarceți la istorie, nimeni nu o să vă spună în istorie paragrafe din istoria bunelor intenții ale omenirii. E bună intenția. Toți au declarat la fel. Fapta este voința pusă în acțiune. Ai suficientă voință? În spatele voinței trebuie să stea trei lucruri. Atenție! Virtutea, credința și sacrificiu. Ne propunem o revoluție socială și economică televizată în direct, aceea din decembrie 89. Adică o revoluție, de data asta, făcută în temei legal, nu împotriva legilor actuale, dar împotriva a ceea ce s-a întâmplat până acum. Spune Nicu din Timișoara într-un SMS, tradis acum câteva minute, că vrea să-și recupereze țara, apropo de întrebarea dumneavoastră, de sloganul lansat de dumneavoastră în această seară, dar toți banii furați de politicieni din ultimii 20 de ani trebuie și ei recuperați, da. Numai țara. Dumneavoastră cunoașteți că într-o perioadă am condus Partidul Unității Națiunii Române, da, care în 2004, după cum v-am mărturisit, a vrut să se transforme în Partidul Poporului. Nu a fost posibil, cu toate că am rezervat denumirea rezervată, însă vă dau cu toată plăcerea. Ea este înregistrată la Brașov, de domnul avocat Șchiopu, însă am și spus, bine că măcar după 5 ani s-a găsit cineva care să-l pună în operă. Este o mare, atenție, este o mare servitute, o mare povară asumată de a vă permite să vorbiți în numele poporului. Și poporul nu este până la prut și poporul nu este până la vârșeț. Da, poporul român este oriunde afară, acolo, da, se vorbește românește, domnul Diaconescu. Eu am spus ca general armate române, am jurat, apropo de cei care tot ne fac în fel și chip, contractul meu n-a fost contract colectiv de muncă, a fost jurământ individual. Contractul meu de muncă a fost jurământul a cărui preț a fost viața mea. Și rog pe cei care tot dau în armată și fac nesimțiți să-și mai țină pliscul, că altfel o să le dăm peste bot rău de tot. Îi avertizez pe acești tembeli, fără măsură, că nu vorbește împotriva generalului Chelaru sau împotriva plutonierului Cutare. Vorbește împotriva unei instituții care este păstrătoarea celor trei simboluri sacre, drapel, imn și uniformă. Și le-am spus-o cu această ocazie că de aici încolo nu mai tacem. Și că de aici încolo nu vă mai permite ca niște pițifelnici absenți de la apelul de seară, inclusiv de la propria lor semnătură în buletinul de identitate, să-și dea cu presupusul asupra unei instituții care a produs și glorie, și mărăție, și noblețe, dar mai ales sacrificiu. Ei sunt, pentru că am avut acele trei simboluri permanente apărate de această instituție militară. Punct. Vă asumați o mare, extraordinar de mare servitute și mai ales o obligație de viață. Vă doresc succes, dar grijă mare.
Atenție, vă spun, oricum grijă mare. Facem împreună cu dumneavoastră. Am spus-o cuiva. Am spus-o cuiva, tot așa, într-o emisiune televizată. Și în plen, și în plenul Congresului. La masa leilor vin multe hiene. E adevărat. Dar noi avem cum simt mirosul că e posibil să apară puterea? Ha, vin cuiburile de haite repede se ajunge. Și știți ce vă face? Vă încercuiește ușor, ușor, vă îmbălsămează, vă obligă la niște gesturi aparent nevinovate și deveniți captivul lor. Credeți dumneavoastră că Năstase, premierul, n-a avut intenții bune? Excepționale. N-a putut, că era șantajabil. Credeți dumneavoastră că Ciorbea n-a vrut să facă? Sau că Boc, la rândul lui, nu vrea? Păi Boc știți ce făcea la Cluj cu Gheorghe Frundo și cu Kelemen Hunor? Nu știu. Era pitbull, dumne. Uite așa făcea cu ei, praf și pulbe în televiziune locale la Antena 1. Acum e bot în bot cu ei. De ce? E captivul unui sistem. Atât timp cât politicienii noștri devin captivii acelor cercuri de interese care sunt pe nivelul 2 și 3, care au căpușat întreaga administrație și care produc ordonanțe corespunzătorii intereselor lor de a doua zi și peste 3 zile ordonanța se schimbă pentru că și-a făcut efectul, nu vom avea România noastră. Ea este arondată și la ora actuală decapacitată financiar intereselor altor, eram să folosesc un termen care v-ar fi sancționat la CNA, de aceea îl înghit, intereselor celor care nu iubesc România. Da. Și sunt destui. Eu n-am nevoie, domnul Deaconescu, să fiu iubit. Eu am nevoie să fiu respectat. Iar România trebuie să învețe că acei care nu sunt în stare să o respecte, trebuie să se teamă. Cine să producă forța? Cine dă garanția acestei verticalități? Cine pune piciorul în prag? Nu. Obediență, obediență și obediență. Pentru ce? Pentru scăunaș. Mari bărbați de stat nu trebuie să fie înalți. Mari bărbați de stat întotdeauna au înnobilat scaunele. Ei nu și-au extras puterea din jilți. Nu ești prim-ministru pentru că stai pe scaunul primului ministru. Ești prim-ministru pentru că faci performanță guvernamentală. Ești primul gospodar al țării. Nu primul politician. De aceea, în modelul de țară pe care l-am creat de 7 ani de zile, interzice amestecul politicului în administrație. Ce e greu parlamentului să spună? Care este cel mai bun om din această țară în agricultură? Cine este cel mai bun să conducă Ministerul Învățământului? Din toată țara asta, doar. Nu din partidul ăla. Că îl pui pe cel mai tântălău. Care vine cu o viziune, vine cu o vedenie din timp de noapte, citită undeva pe la colț de ziar și o pune în practică și face reformă. 36 de reforme avem până acum. Sau 36 de tipuri de răsturnări până acum în învățământ. Când foarte simplu, îi spuneam și doamnei Andrunescu, doamnă, avem o lege a pământului. Se spune 7 ani de acasă, la 14 ani îți iei buletinul și la 21 de ani e majoratul. Asta este legea dacică. Este casa, este prima casă, casa verde sau casa creației. Primii 7 ani sunt 7 ani de acasă, unde este educația parentală sau tutorială. Urmează 7 ani de zile, domnul Deaconescu, în care este educația pe bază de model sau mentorială. Și a treia este educația pe ideal sau discipolat. Și ai creat problema definitiv într-o succesiune permanentă. Dar cine? Ce model avem noi astăzi? Ce îi dăm copilului de la 7 ani la 14 când își structurează creierul pe un anumit model de acțiune? Ce model îi dăm? Fane Spuitoru? Ileana Cosânzeana, care se întâlnește cu fătul frumos venind din Spania? Revenind după doar câteva secunde.